Dar apropo de congresul USR Plus, am văzut că a apărut numele ministrului Cătălin Drulă în Da, peisaj. tocmai pentru că Cătălin Drulă este considerat a fi apropiat de Cioloș, dar, încă o dată, nu e prezidențiabil. Nu va candida la prezidențial, sau nu cred că va candida la prezidențial. În orice caz, când îl propunea domnul Cioloș, pe asta se baza. Alți miniștri, de exemplu domnul Ghinea, sunt apropiați de Dan Barna. Deci s-a încercat o persoană care pare să fie relativ pe picioarele sale, dar care să nu fie conflictuală și să asigure această trecere Ar peste. mai putea fi domnul Dragoș Tudorache, care, din nou, este un apropiat al lui Dacian E Cioloș. adevărat, numai că domnul Dragoș Tudorache, vorbeam de rețele. În toate partidele, rețelele sunt importante. Cuvântul ăsta are uneori conotații negative, dar este vorba de capacitatea cuiva de a-și construi un sistem de relații. Ori, domnul Tudorache și-a construit sistemul de relații foarte puternic și Bruxelles. A fost funcționar european, un alt funcționar european, este un tehnocrat redutabil și îl văd ca pe un politician de viitor, dar în țară nu are rețele la fel de puternice. A negociat, spre exemplu, cu Ludovic Orban formarea guvernului în decembrie anul trecut. Deci a fost împins de domnul Cioloș în prima linie pentru a fi vizibil, dar nu este încă un prezidențiabil. Eu îl văd ca pe un posibil prezidențiabil, însă nu atâta vreme cât Cioloș rămâne în cursă. Pentru că domnul Tudorache este un foarte apropiat al domnului Cioloș de la Bruxelles. Deci din momentul în care Dacian Cioloș era comisar european, iar acum fac parte din același grup politic. Deci, nu, și nu, încă o dată, președintele partidului va fi ales de către membrii de partid. Cele două partide au fuzionat, sunt unul singur acum. Și Dan Barna are, cel puțin pe hârtie, toate șansele să câștige această poziție, așa că nu se retrage. Anunța că nu se retrage. Deci, acum discutăm despre un scenariu pe care l-a încercat Dacian Cioloș, dar care pare să nu fi fost în niciun fel agreat de ceilalți. Dar vicepremierul, să nu uităm, ar putea avea probleme din cauza acelui dosar deschis cu posibile fraude de fonduri europene. Încă nu știm dacă DNA va începe urmărirea penală în cazul său. Ar putea schimba lucrurile și ecuația 2023. pentru Congres. Nu știu dacă pentru Congres, pentru că nu se va întâmpla nimic până la Congres. Congresul este în octombrie, a spus-o și dumneavoastră la început. Deci nu mă aștept ca să apară ceva până atunci. În schimb, și la USR, candidatura la prezidențială se va stabili în 2023. Și da, un asemenea dosar ar reprezenta, de fapt, începerea unei anchete și un eventual proces ar însemna pentru domnul Barna ieșirea din viața politică. Domnia sa pare să fie Iar face însă. loc în felul acesta și lui Dacian Cioloș pentru o candidatură la prezidențiale. Evident, pentru că n-ar exista alternativă. Și în acel moment, partidul ar merge pe varianta rațională și simplă, care este aceasta. Dar acest lucru se poate întâmpla la oricare din partide în momentul de față. Cred că ăsta e și motivul pentru care PSD nu se gândește sau pare să nu se gândească la un candidat din interior, ci mai degrabă la unul din afara partidului, pentru că în felul acesta acest tip de presiuni scade. Este mult mai puțin important. Însă, apropo de procese, aduceți-vă aminte că domnul președinte Iohannis a candidat având procese deschise și asta nu l-a împiedicat să câștige alegerile. Depinde, de fapt, de atmosfera din interiorul partidului și de determinarea pe care o au membrii de partid să susțină sau nu asemenea candidatură. De asta spuneam că USR Plus este un partid în care criteriile acestea etice și lupta anticorupție au fost întotdeauna în prim plan. Deci e mult mai greu decât în alte partide, PNL, PSD, spre exemplu, să reziste în situații de genul ăsta. Dar, pe de altă parte, și USR Plus devine un partid. Nu poate să nu devină un partid ca celelalte, pentru că altfel, după 2024, nu va mai reprezenta o forță politică.
De ce nu își dorește Marcel Ciolacu să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, așa cum intenționează, da, ceilalți lideri de partid de la PNL, la USR Plus, și-au exprimat intenția de a candida și la alegerile prezidențiale? Marcel Ciolacu preferă mai degrabă un candidat din afara partidului. De ce credeți că nu candidează Ciolacu? Probabil că și sondajele de opinie arată că ar putea intra în turul 2, dar nu neapărat cu succes. De asta caută un candidat din afară, dar pe de altă parte, dacă PSD ar câștiga alegerile din 2024, în principal cele naționale, dar și o poziție mai bună la europene, domnul Ciolacu ar avea o foarte bună șansă să devină președinte. Prim-ministru, scuzați-mă. Ori primul ministru este cel mai important om politic din România. În măsura în care este într-adevăr un lider de partid puternic. Ludovic Orban n-avea majoritate, nu putea să fie un prim-ministru puternic. Era un prim-ministru sub tutelă, pentru că fusese de fapt numit de Klaus Iohannis și nereușind să câștige alegerile, a lăsat un loc liber pe care l-a ocupat domnul Câțu. Era evident din decembrie că se va ajunge la această competiție între Ludovic Orban și Florin Câțu. Era inevitabil. Iar exemplul pe care îl dau este cel cu doamna Dăncilă. Dacă doamna Dăncilă, din poziția de prim-ministru, a candidat și a ajuns în turul 2, vă dați seama că orice alt prim-ministru, care are mai multe competențe decât doamna Dăncilă, va fi tentat de același lucru. Problema domnului Câțu este aceea de a-și construi propriile sale rețele. Din momentul în care ar deveni președinte de partid și ar rămâne prim-ministru, ar putea într-adevăr să-și construiască niște rețele ceva mai puternice, dar asta este o construcție în timp și nu sunt convins că, cunoscând destul de bine structura internă a PNL-ului, nu sunt convins că acest lucru se poate face peste noapte, în 2 ani de zile. Pe de altă parte, în ceea ce privește președinții PNL, să știți că aceștia de foarte puține ori au rezistat peste 4 ani. A fost Mircea Ionescu Chintus, care a rezistat aproape 8 ani, dar în condițiile în care partidul ieșise din Parlament la un moment dat. Apoi a mai fost 5 ani și câteva luni Crin Antonescu și 4 ani și aproape jumătate Călin Popescu-Tăriceanu. Deci tradiția la PNL este ca un lider să fie schimbat repede. Deja Ludovic Orban în momentul de față este al patrulea cel mai rezistent lider de partid, dar media, calculând-o în cei 30 de ani, este cam de 3 ani pentru un președinte la PNL. Este un partid mult mai competitiv decât altele, dar să știți că și PSD-ul se orientează spre o asemenea linie și asta e ușor de explicat, pentru că, de fapt, în interiorul partidului, raporturile de forțe se schimbă permanent și nemulțumirile cresc.